Salutare, prieteni, Talmazan Talk, și azi discutăm un subiect mai specific, discutăm despre oportunități de a câștiga bani în perioada ce urmează. Deci azi e ultima zi, practic, de primăvară, de mâine începe... De mâine? De luni. Colegii mei zic că de luni începe vara. Respectiv, foarte mulți dintre voi, dacă sunt în categoria studenți sau cei care nu o să aibă ce să facă vara, vreau să vă povestesc despre oportunitățile de a câștiga niște bănuți. Deci, în principiu, social media azi, în contextul carantinei, a devenit foarte, foarte popular și s-au născut chiar anumite profesii care reiese din necesitatea care vine din piață. Vreau să vă povestesc despre trei minim profesii care, dacă voi le veți cuprinde și le veți înțelege, veți putea face bani și scoate investițiile și chiar să vă cumpărați înghețată vara asta fără să vă refuzați, adică cât vreți, atâta și cumpărați. Prima profesie, una nouă de la care vreau să încep, se cheamă story maker. Adică este persoana care se ocupă doar de stories-uri, care se ocupă de crearea, montarea, publicarea stories-urilor pentru companii sau persoane fizice. Respectiv, un medie de stories-uri poate fi de la 5 la 10, 15 stories-uri pe zi. De aceea, o persoană care se va ocupa cu asta trebuie să dețină o creativitate foarte mare la context de creare produs, montaj în aplicații și toate acestea sunt plătite, vă spun mai pe urmă cât. A doua profesie, care e un pic mai complexă, se cheamă traffic manager, este o persoană care setează publicitatea. Deci noi ne-am dat seama că content marketingul, deci postările, ele nu prea aduc valoare multă pentru business acum, plus trebuie și ele promovate, deci persoane care să știe să seteze publicitate, să seteze analitica, să înțeleagă cum seteze o publicitate în Facebook, Instagram, în Classic, nu contează unde, se cheamă traffic manager, care aduce trafic sau vizibilitate pentru afacere, este destul de întrebată. Și a treia profesie, despre care eu mai puțin pot să vă povestesc pentru că nu dețin expertiză în ea, este copywriting. Da, este elementul de a scrie texte, de a scrie nu pur și simplu combinații din litere, dar de a scrie texte, le zic eu, manipulatorii, texte corecte, care să fie clare ce vreau eu de la tine și plus ele să fie conversionale pentru afaceri. De aceea, dacă voi sunteți student, dacă aveți timp liber, dacă sunteți mămică în decret, dacă sunteți pur și simplu antreprenor cu mult timp liber, pentru că și ai de făcut dacă business-ul deja e pe rate, puteți vara asta să faceți un ban și să profitați de trei minim profesii întrebate pentru diferite format de lucru, pentru că este outsource, freelance și in-house, sunt diferite range-uri de preț. Dacă vreți să fiți freelancers, luați 3, 4, 5 companii, puteți să cereți de la 50 de euro pentru story maker de companie, ca traffic manager la fel, puteți să începeți la așa un pricing de jos, dacă sunteți începător. Dacă vreți să fiți in-house, salariul să varieze de la 4.000 de lei până la vreo 8.000, nu mai mult pentru aceste funcții. Și dacă sunteți copywriter, puteți posibil in-house să cereți de la 5, cred eu, până la vreo 10, depindeți ce fel de companie, ce fel de sarcini și cât de bine știți să scrieți texte. Dacă sunteți agenții, deja acolo prețurile cresc mai mult și voi puteți să faceți mai complex procesul. Însă, dacă voi nu dețineți expertiză, dacă sunteți începători și vara asta vreți să lucrați, atunci pentru voi perfect o să fie sau să lucrați într-o companie, sau să faceți freelance. De aceea, succes în studiu. Dacă o să aveți întrebări cum să înțelegeți aceste domenii, scrieți mie ori la cei care se ocupă cu domeniul de social media și vara nu pierdeți, faceți bani, dezvoltați-vă, fiți convinți, spălați-vă cu dinți,